Tensiunea crește în Orientul Mijlociu. Conflictul dintre Israel și gruparea teroristă Hamas face în continuare victime, mai ales că au fost atacuri toată noaptea și de o parte și de alta. În ciuda apelurilor internaționale la calm, trimisul nostru special în zona de Limpeteșor ne aduce detalii despre situația de acolo. Primim alerte cu rachete foarte des, adică înainte de acest direct, cred că am avut 3 sau 4 alerte cu rachete. Aseară, de exemplu, au căzut niște rachete în Sderot. Noi am filmat în Sderot până undeva pe la ora 3-4 după masă și acolo au căzut câteva rachete. Nu întotdeauna sistemul Iron Dome poate intercepta o salvă susținută din Gaza. Au fost lovite 7 case și 4 izraelieni au fost răniți. Și IDF-ul, armata izraeliană, și IDF-ul a continuat să lovească diverse ținte din Gaza. Ieri ne-am plimbat de-a lungul frontierei cu Gaza pe mai mulți kilometri și vă pot spune că sunt foarte multe tancuri, foarte multe transportoare blindate, foarte mulți militari care par pregătiți să intre în fâșia Gaza. Cu siguranță nu va fi o hotărâre ușor de luat, sunt foarte multe lucruri sensibile, foarte multe variabile, însă cabinetul de război probabil că va face și acest pas cât de curând. Cât despre românul de care spuneai tu, am vorbit de la ambasadă, nu sunt date oficiale, autoritățile române se coordonează cu izraelienii și verifică, însă pot să vă spun că a apărut acel grafic unde era și steagul României cu o persoană dispărută. Acel grafic a apărut pe Facebook-ul GPO. GPO e acronimul în engleză de la Governmental Press Office și este, biroul de presă al cabinetului, acolo unde ne-am și acreditat de altfel, de unde ne-am luat acreditările. Deci o sursă credibilă.